Omul de zăpadă cu fesul verde în Zapardul și alte povești albe de Alec Blanke. Seara s-a lăsat, însă Filii, nu poate să doarmă de emoție. A fost ales să zboare chiar în seara de Crăciun. Poate că nu știți, dar la școala de fulgi de nea se învață temeinic cum să fii un fulg cât mai bun. Cele mai importante materii sunt zburatul și aterizatul. Zburatul este tare amuzant pentru că poți face tot felul de trucuri și mișcări neașteptate, iar asta ține de fiecare fulg în parte. Însă, aterizatul. Aici treaba e mai complicată. Aterizatul este de mai multe feluri. Avem aterizatul pe pământ pe frunze, pe iarbă sau pe casă. Însă mai interesant este aterizatul pe năsuc, pe limbuță sau pe vreun motănel ieșit la joacă. În fiecare an, câte o clasă de fulgi termină cursurile școlii și are șansa să-și testeze cunoștințele învățate. Însă cea mai mare onoare pentru un fulg este să zboare și să aterizeze în noaptea de Crăciun. Iar filii face parte dintre cei aleși în acest an. Stă cu minte în pătuțul său și se gândește cum o să zboare el mâine și cum o să plutească pe deasupra orașului. Se gândește cum o să vadă toate casele luminate frumos în noapte și cum o să se învârtă ușor în aerul rece al iernii. Apoi își imaginează cum o să aterizeze chiar pe un om de zăpadă. Va deveni parte din el și se va numi omul de zăpadă, Fili. De când era mic, acesta a fost cel mai mare vis al său, să aterizeze pe un om de zăpadă și să devină una cu el. Acum și pe un suc de copilaș ar fi frumos să aterizeze. Este atât de emoționat încât se tot zvârcolește în pătuțul lui până când, în sfârșit, adoarme. A doua zi este primul la locul de lansare, norul 3 se așează cu minte și așteaptă. În scurt timp apar și restul fulgilor de nea. Interesant este că niciun fulg de nea nu seamănă cu ceilalți. Fiecare este diferit în felul său, însă cu toții sunt fericiți și recunoscători că au șansa să zboare în noaptea de Crăciun. După ceva așteptare, se face în sfârșit noapte. 1, 2, 3... Și Fulgii se apucă de mânuțele lor albe și pufoase și sar în gol deasupra orașului. Apoi își dau drumul și fiecare începe să putească în felul său. De fapt, este mai mult un dans decât un zbor și asta pentru că fulgilor le place să facă tot felul de jumbuș lucruri când zboară. Se învâr, se dau peste cap și câte și mai câte. Este oricum mare veselie. Dacă stai și ascult cu atenție, chiar îi poți auzi cum râd și se distrează de vinune. Iar când îi privești de la distanță, chiar zici că dansează. Filii privește cu atenție orașul acoperit de zăpadă. Luminile sunt exact așa cum și le-a imaginat. Este tare fericit. Lângă el, cel mai bun prieten al său, Mili, se distrează de minune. Plutesc aievea prin aer fără niciun fel de grijă. În curând vor deveni parte din pătura albă care s-a așezat pe pământ se întoarce spre prietenul său și îi spune Papa pa, Mili, aterizare reușită! Ne vedem la anul! Pa, Fili, sper să reușești să aterizezi pe un om de zăpadă așa cum îți dorești! Încă puțin și vor ateriza. Cu cât au o aterizare mai frumoasă, cu atât mai mari sunt șansele lor de a zbura și la anul în noaptea de Crăciun, așa că toți fulgii sunt foarte atenți. Filii caută din priviri un om de zăpadă și zărește unul chiar în dreptul său. Euhuh! Omule de zăpadă, Filii! Acum vin! strigă micul ful cu entuziasm. Încă un pic și va ajunge. Însă, în timp ce se concentrează pe o, pe o aterizare perfectă, Filii vede undeva, la câțiva pași de omul de zăpadă, un băiețel care stă singur și trist. Restul copiilor din jurul său aleargă, se zbenguie și încearcă să prindă fulgii de nea care cad asupra lor. Numai acest băiețel, cu fesul verde, stă abătut într-o parte. mai are un pic și își poate îndeplini visul. Omul de zăpadă este chiar acolo, în fața lui! Dar nu poate să-l ignore pe băiețelul trist. Ce să aleagă? Ce este mai important acum? Să-și îndeplinească visul sau. Și dintr-o dată, fără să se mai gândească, face o mișcare bruscă și aterizează pe năsucul băiețelului cu nasul verde. Acesta tresare în ce s-a întâmplat, apoi privește cu mirare, încrucișându-și ochii, fulgul micuț care stă pe năsucul său. Bună, eu sunt Fili și sunt un fulg de nea," spune Fili, făcându-i băiețelului cu mâna. Bună," răspunde băiețelul surprins, eu sunt mugur. – Mugur, este un nume foarte frumos, continuă Fili bine dispus. Mulțumesc, mama mi l-a pus pentru că sunt născut primăvara. Iar eu m-am născut iarna, zice Fili bucuros, însă pe noi, fulgii, ne cheamă pe toți aproape la fel. Numai prima literă diferă. Billy, Chili, Billy, Fili, Gili, Hili, Gili, Kili, Mili și tot așa. Băiețelul schițează un zâmbet, însă revine apoi la expresia sa posomorâtă. Dar de ce ești trist? Ce s-a întâmplat?" întreabă fulgul curios. Păi, nimeni nu vrea să se joace cu mine." Păi și ăsta e un motiv să nu te bucuri de zăpadă?" întreabă micuțul fulg. Hai să spun un secret. Nu ai nevoie de nimeni care să te facă fericit, așa cum nu ai nevoie de nimeni ca să se joace cu tine." Chiar ai nevoie de cineva când este atât de multă zăpadă în jurul tău? Continuă Fili arătând cu mânuța în jur. Cred că nu, spune băiatul cu jumătate de gură, privind în jur la pătura albă ce s-a așternut peste tot. Știi că de nins ninge doar iarna, nu? Da, răspunde mogul. Și nici măcar iarna nu ninge în fiecare zi, continuă fulgul. Da, așa este. Și atunci de ce să nu te bucuri de momentul ăsta? lasă-i pe restul să facă fiecare ce vrea. Tu fă ce te face pe tine fericit. Păi eu tare aș fi vrut să fac un om de zăpadă, spune băiatul privind spre restul copiilor. Și nu poți face un om de zăpadă singur? Ba, cred că pot, dar o să fie unul foarte mic. Asta contează mai puțin. Important este că o să te distrezi, îi spune Fili cu un zâmbet larg pe față. Uite cum facem, continuă el. Tu o să faci un om de zăpadă, iar apoi o să mă pui pe mine în fruntea lui și îl putem numi omul de zăpadă Fili. Nu o să mai fie niciun om de zăpadă ca acesta în jur, îți promit. Băiețelul simte deodată cum se umple de bucurie și entuziasm. Până la urmă, poate să facă singur un om de zăpadă, și încă unul cu atât mai special, cu cât ar fi făcut doar de el. Da! Țipă el de bucurie ridicându-se, apoi se apucă să facă bulgări și să-i rostogolească atent prin zăpada mătăsoasă. Însă nu durează mult, și restul copiilor, văzând ce face mugur, vin să-l ajute. Mugul îi privește și mai bucuros, apoi se uită încântat spre fulg. Vezi, mugur, spune filii luându o figură de fulg înțelept. Dacă tu nu alergi după fericire, fericirea va veni singură la tine, așa cum au venit copiii când au văzut ce faci. Deci, să-mi văd de treaba mea și fericirea mă va căuta? Exact! Unindu-și forțele, copiii fac cel mai mare și mai frumos om de zăpadă. La sfârșit, Mugurul ia pe Fili și îl pune pe fruntea omului de zăpadă, apoi spune în gura mare: Propun ca omul nostru de zăpadă să se numească Fili. Ura! Încep să strige toți copiii plini de veselie, apoi pornesc un dans în jurul omului de zăpadă, ținându-se de mâini. Mugurul privește cu drag pe Fili. nu ar fi vrut să se despartă de el. Nu-ți face griji, am să fiu aici, pe omul de zăpadă, în fiecare zi, până când o să vină primăvara și poate o să prind și ziua ta, apoi o să se topească zăpada și eu odată cu ea. Și ce se va întâmpla cu tine atunci? întrebă mugur îngrijorat. Păi, am să mă transform în apă, iar apa mea va hrăni copacii și copacii vor face muguri așa ca tine, spuse Fili zâmbind. Mugur zâmbește și el, însă are un zâmbet trist. Nu-ți face griji, noi, fulgii, suntem creaturi magice. După ce voi hrăni acel copac, mă voi evapora și voi lua formă de gaz. Astfel voi putea să zbor înapoi pe norul meu de pe cer. Și ghiți ce, în iara viitoare voi veni iar să te vizitez și să mai facem un om de zăpadă împreună. Mugur înălță fruntea. De data asta, zâmbetul său este luminos. Chiar sunteți creaturi magice voi, fulgii, spune el. Cu toții suntem, răspunde Fili, iar viața este un cerc frumos care nu se termină niciodată. La fel și tu, mugur, te vei transforma într-o floare frumoasă și apoi într-un fruct și apoi în niște semințe care vor da viață altor muguri și tot așa. Băiețelul își scoase Fesul verde și îl așeză pe capul omului de zăpadă. Uite! Să nu-ți fie frig la noapte, spune el, și apoi îl îmbrățișează cu drag. Noapte bună, Mugur, noapte bună, omule de zăpadă, Filii, cu fes verde.